de la clinică. Maicuța, să vă ajute, să ne bucurăm de slavă de Dumnezeu. Și nu-mi place altuia, nu faci. Și toți care ascultă de preot, ascultă de Dumnezeu. Duhul Sfânt a să le aprindă inima de dorul de Dumnezeu. Și toți care au și ascultă de duhovnic și au mărturisirea la duhovnic, scapă de iad. Și să știți, diavolul lucrează foarte mult prin gând. Și dacă ne mărturisim la duhovnic, scăpăm de diavol. Și diavolul ia întâi dânăvală prin gând. Și cei mai mari primejdii când e tip diavolul. Și dacă e îi nevoie mare să ducă la duhovnic. Că știu că a venit cineva la mine aici. A spus așa, că s-a mărturisit și a scăpat de duhul. Și toți care au mărturisirea și după ce are mărturisirea și Duhul Sfânt va izgoni acele duhuri când cineva are mărturisirea și îți duce la Sfântul Maslu, Sfântul Maslu să face de la trei preoți în sus. Și atunci fug duhurile cele rele și scăpăm de diavolul. Și cât putem, trebuie să ne păzăm așa. Și nu-mi place, altuia nu face. Trebuie să fie. O venit odată niște băieți care o trebuie să facă preoți. Așa. Și eu le-am zis o glumă. Că dacă oamenii fug după părintele, îi bun de preot. Dacă nu fug după părintele, nu-s bun de preot. Și le-am spus așa, să fii mai mult ca mamă și mai puțin ca tată. Ca tată trebuie să fii atent. Fără de Dumnezeu, atunci ești nevoit să te faci mai mult ca tată. Dacă caută mântuirea, trebuie să te faci, preotul trebuie să facă mai mult ca mamă. Și atunci capiți mântuirea și care te ascultă și preotul cu familia lui, da, atâta vă spun, are mare însemnătate și ne ascultă de duhovnic. Și toți care nu vreau să mărturisească, îți de plâns, dă navală Duhului, vai de mine.
Doamne ajută-mă! Doamne ajută-mă! Odată și să vezi că eu am patima asta. Am o patima, așa. Când văd că vin mulți, zic, mai băieți. Și o tânără, o spus, și tot zici, tot mai băieți. Eu spun, dar ea nu din răutate, știi? Așa se, eu trebuie să îi învăț pe toți să fie ca mamă. Și Duhul Sfânt ne ajută. Și când vezi că părintele e ocupat, îl tieni deoparte și îi spui, părinte, spune, când pot veni să mă mărturisesc? Și atunci el știe când poate sau nu poate. Și atunci e gata să-i împăci pe tăți. E lucru mare și ne ascultă de duhovnic. Scapă de duhuri rele. Așa. Dar, ca să spun, și preotul are și el pe altul. Și așa lucrează Duhul Sfânt, tot pe altul până la înaltul. Și preotul e sfințit și lucrează Duhul Sfânt pentru creștini. Așa, măicuța Domnului să vă ducă. Acolo voci. Să rămână părinții. 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 Să rămână părinții.